Bună ziua, mai jucători și jucătoare! Bine ați venit la All Vorbe, podcastul despre gaming cu mine, Edgar! Și cu mine, Paul! Și împreună vom apăsa pe butoanele voastre auditive, vorbind despre diverse... Consensual. ]очки. Consensual, normal, consensual. Păi, dar voi dați click și uh, știți ce se întâmplă. Uh, iar cine e nou, uh, bun venit la podcastul despre gaming, cu știri și uh, experiențe Și tradiționalul, ne cerem scuze Ne cerem scuze Cum zis, uh, ne a zis, ne-a zis cineva, ne-a ne -a dat un tagline să pună la trecută O să-l vedem, uh, uh, la că ci ți citim, mai mult o redacție Hai a lăsat da, uh, Mihai uh, Vorbele mă adorm, dar jocul mă ține treaz All vorbe All the time <laughs> Hei, știi ce? Poți să-l pui când mănânci acest podcast Poți să-l pui când uh, Ești la un film Cu amici Dar n-ai chef de film Poți să-l pui când Mă ce, mă? <laughs> Poți să-l pui când uh, Îți faci temele mm? 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 Sau când uh... Nu vreau să fiu responsabil Pentru o întreagă generație Care jatează viitorul e okay. e ok Se putea mai rău Poți să-ți viitorul Cu mai rău Știi ce? Încă îți mai poți ratea Viitorul cu MMO-uri Eu zic că dacă îți Viitorul cu podcastul ăsta În primul rând e limitat Ca timp nu beți bere, copii. Da uh, uh, dar nu, Paul, uh, tu bei suc acum. Nu beți cola. Așa. I actually, legit good advice. <laughs> Uh, și puteți să-l puneți când futeți Gata, am zis-o, ok? Am zis-o so, eu, trebuia să spun trebuia... nu recomandat, dar puteți Vă că puteți Puteți. Este, este în, uh, within your uh, ability to do so Dacă alegi să faci chestia asta uh, Nu e bine pentru actul în sine Dar uh, a, știi ce? Dacă amândoi o faceți Who cares? Mă uitam la, la live <laughs> de alu Fire Și ziceau oamenii în chat la un moment dat Că îți dai seama mm. că cel puțin Există puțin na, o proporție de oameni din uh, audience-ul ăla care se fut în timp ce se uită la stream? Cred că, cred că e posibil, da. La 3.000 da. de oameni statistic să fie cineva care l-a lăsat pornit în background. I mean, nu, că ai, ai un selector aici, destul de bun. Faptul că ești la un stream, uh, selectorul cel mai important este că nu poate te fuți cu ceva pornit pe fundal. Dar, chiar și cu acel selector... De, de public, da, e posibil. Sunt mii de e oameni, like, e întreaga experiență umană acolo. Da, dar nu, nu sunt 3.000 de oameni dintre toți oamenii posibil. Nu, sunt mai da. mii de oameni din ea care aleg să se uite pe Twitch, pe televizor sau calculator. Acum, nu știu de tine, Paul, dar eu n-aș lăsa televizorul pornit când m-a fost. Nici eu, <laughs> dar na. <laughs> <laughs> Cum ar fi două? <laughs> Ideea e că dacă există, acolo există o șansă, înseamnă că există o șansă astronomic de mică să fie uh, și podcastul nostru în situația asta la un moment dat. Caz în care, bine men, bravo. Am un doi, you're doing a great job. Sunt, de, ceva? sunt de super ok. Carry on. <laughs> sunt nu să nu uitați de reciprocitate. Right. <laughs> Gata, am făcut asemenea de futut. Da, exact aia ai făcut. Dacă aș auzi sunetul ăsta într-un, nu știu, ceva game show în care mă pune să ghicesc ce-i zgomotul ăla, aș zice asemenea de futut. Exact, ăsta este. I'm watching you. Eu sunt pisica voastră, ignorați-mă. Ok. Băi, pisicile sunt sace assholes Să scrie ce -a pățit. Neconsensual, neconsensual fac tot ceea ce fac Pisicile, how dare they Ia că, știi ceva? Vădem uh, vedem și eu dacă, îi place Neconsensual nu mai dă de mâncare Dacă se uită la mine Nu comentezi e lângă mine și tura trecută pe podcast <laughs> Se auzea cum miaună Oh, so cute dar apropo de chestii consensuale, Paul, noi adesea consensual alegem să ne jucăm jocuri și ce ne jucăm? M-am jucat Outer Wilds din nou, îs atât de fericit, Edgar, îs atât de fericit că a ieșit DLC-ul Outer Wilds Echoes of the Eye. Uh, că am putut să am în continuare experiența Outer Wilds. Mi-au dat cei de la Mobius Games experiența Outer Wilds în continuare. Voi vorbi despre Outer Wilds Echoes of the Eye fără spoilere. În măsura okay. în care pot. Adică nu o să niciun fel de detaliu concret de lor. O să vorbesc foarte vag despre teme, despre modul general de prezentare al DLC-urilor și, mec și, mecanicilor și încerc să nu dau absolut nimic. Că, pentru Dacă că... vreți neapărat spoilere, la noua expansion Sunt deja pe YouTube urcate În da, playlist exact. Vodurile tale în care te-ai jucat da. Ca să vedeți exact despre ce e vorba Dacă ceea ce spune Paul nu o să vă satisfacă curiozitatea dar Avis. Paul, take it away da. Aviz fanilor Outer Wilds vă voi vorbi despre el așa cum aș vrea să-mi fie vorbit și mie care urăsc spoilerele despre el, ca să fac o idee. Deci, în ureche, cu limba. <laughs> exact, exact așa. așa. După cum știți, mi-a plăcut extrem de mult Outer Wilds, am văzut despre el în episodul 180, Astronaut, uh -huh. dacă nu mă înșel. Eu da. sunt cuprinsul acestui podcast. <laughs> și... <laughs> Sunați-l pe Paul, vă dau numărul telefon. da. Faci... <laughs> Și da, cum am zis, mi-a plăcut enorm, a fost un joc unic, cum nu am mai văzut niciodată și Edgar l-a descris foarte corect ca fiind un escape room. No, I did say that, da, yes. a fost o comparație foarte bună. Este un joc puzzle, un joc cu mecanici în care trebuie să descoperi în ce mod uh, interacționează mecanicile și puzzle și să faci acele puzzle într-o secvență corectă pentru a progresa mai departe. Singura progresie pe care o ai este informația, singura chestie mm -hmm. care te îndeamnă să mergi mai departe este propria ta curiozitate, nu ai nimic care să, nicio recompensă promisă, niciun fel de uh, progresie în materie de gear, mecanici și așa mai departe, doar înveți lucruri noi care îți zic, e. a, ok, știu acum ce trebuie să fac dincolo pe planeta cealaltă. Te dai mare la prieten care te-ai prins de da. puzzle-ul ăla când ieși. Și asemenea în escape room, odată ce l-ai rezolvat odată, nu mai poți să-l faci încă o dată să ai aceeași satisfacție, să treci prin aceeași experiență și așa mai departe. Asta era chestia care mi-a plăcut cel mai mult din analogia lui Edgar cu escape room-ul, pentru că m-a ajutat... Păi să... tu să-mi explici da, că da, da, este un exact, one-time only. ce, da, de ce nu poți să-l rejoc? De ce... Și, da. și că au zis, a, e ca un escape room, da bă, mi-aș pune ca un escape room, te dai mare, ce... Nu am fost în viața mea niciun escape room, Paul mai... Da, dar nu like, exact ce este Da, I know what nouă escape room Am jucat și eu uh, ăsta, cum îi spune Ah, la Cube, Cube Room da, Cube, da, da. Cube Escape și Green Room Care era pe Flash Am jucat și eu Portal Da, da exact. Anyway, <laughs> Și întrebarea mea era Oare cum o să reușească să bage un Story DLC în acel sistem solar De jucărie cu mm -hmm. proporții foarte mici Mă gândeam că o să fie ceva care Se intercalează foarte uh, Foarte natural și foarte organic cu contentul de bază, adică o să găsești locuri și lucruri noi pe planetele deja existente și acolo o să ai, cum să zic, de rezolvat puzzles și să, na, o chestie care, nu știu, trebuie să iau de la început jocul, poți să-l continui de unde am rămas deja terminând jocul de bază. Da. Nu, se tematic și ca storyline jocul se leagă de elementele de lor și de background din jocul de bază, da. Ce din the, ce din Echoes of the Eye, dar cam toată acțiunea are loc pe un singur corp ceresc nou. Nu Nou introdus în DLC și a avut un, uh, o experiență foarte tâmpită pe stream, pentru că eu nu știu de ce eram convins că DLC-ul ăsta este gratis. Că vine gratis ca content la... Îl confundam cu ceva, îl confundam cu alt DLC mare care au venit sau urmează să vină. Da, cu head-on, habar n -am cu ce l-am confundat. Anyway. Ai aplicat directly to the forehead și da. Ideea e că okay. în ziua în care au venit uh, DLC-ul aveam stream planificat și am văzut download de 8 giga care mi-a băgat content mult în jocul de bază, mi-a zis: vezi că este un radio tower uh, pe, uh, pe planeta mamă de unde pornești, pe uh, Timber da. Hearth. Este o expoziție nouă la muzeul din oraș și de acolo pornești. Și am zis că ok, am luat 8 giga, am iconița aia cu DLC-ul în feed-ul de Facebook, era doar patch notes și I can mm -hmm. go. Oh, wow, Facebook member those times. Oh! <laughs> <laughs> și apreciez. Uh, în primul rând faptul că ce au făcut oamenii ăștia se poate încadra ca anti-marketing. Au avut un trailer pentru DLC-ul ăsta în care nu au spoiluit absolut nimica din, din contentul DLC-ului. A fost doar un teaser în care se întâmplă în prima, nu știu, primul sfert de oră din contentul de DLC și în rest nimica, nimica care, să, care să zică, wow, trebuie neapărat să joc DLC-ul ăsta. Că sunt niște chestii atât de impresionante vizual și mecanic în jocul ăsta, nu-i nici care în trailer. Refuză să-ți vândă de receu. Costă like. 12 euro, ce în genul. E ok preț. Anyway, și atât ce reușești să rezolvi prima serie de puzzles care te conduc către nou corp ceresc, cam toată acțiunea de lui se întâmplă pe cor acel corp ceresc. Ai și niște quality of life improvements, te lasă să navighezi direct pe corpul ceresc fără să treci prin puzzle-ul care te ajută să-l descoperi odată ce ai descoperit. Uh -huh. Și este de departe cea mai impresionantă dintre, vă planete, dintre corpii ce, cea mai impresionantă din corpii ceresc, pe care o este, pe, este. Am pe, pe și eu, este. în asta fiecare are câte o mecanică care o face care o face cumva să iasă în evidență asta nu are nu nu se distanțează de chestia asta are acele, acele elemente de life cycle de care vorbeam, pentru că ai o buclă de 20 de minute în jocul ăsta, e un time loop, asta deja nu mai e spoiler, uh -huh. se cam știe că în Outer Wilds ai un time loop și pe parcursul acelui time loop fiecare planetă evoluează într-un anumit mod, da. acoperind anumite elemente și descoperind altele în funcție de ce se întâmplă. Îți oferă acces la anumite puncte în timp. La diverse. Ai asta ta de a face puzzle-uri, exact. după Și trebuie să te întorci da. cu informația acumulată. Nu neapărat, pentru nu în se întâmplă evenimentul care îți stupă o parte din puzzle, mm -hmm. îți descoperă o altă parte din el. Da, zic că ăla este în asta, da, aia toată, dați informație, progresezi puzzle, te păi te întorci înapoi, resetezi, da. lupul și e Groundhog Day. Și... Ăsta nu se lasă mai jos are. Mm -hmm. uh, se numește The Stranger. Asta nu e un spoiler. Uh, Corpul celest The Stranger e. nu se lasă mai jos cu. Este cu adevărat un străin în acel sistem solar. da. Băi, am văzut și eu streamul tău și uh, sunt uh, absolut uh, blown away de vizualul. Uh, jocul ăsta nu are cine știe ce specificații grafice. Da, ca complicate. fidelitate nu iese în evidență prin nimic. E stilizat. E oricum. foarte stilizat, exact. Compensează extrem, de dar, mult. În același timp, că chiar și cu stilizarea asta, și faptul că nu e pretențios din punct de vedere a graficii m-a făcut să-mi dea cu soare grave, văzând chestiile de pe ecran. Și da, măi, este, este o aventură spațială pe 5 străzi, dacă dacă tu de la spațiu, un joc cu spațiu, vei să vezi chestii impresionante. Da ca mecanici centrale pentru rezolvarea puzzle-urilor nu se mai preocupă așa mult cu chestiile din jocul de bază ci insistă foarte mult pe o temă centrală a luminii. Sunt foarte multe puzzles bazate pe lumină și sursele tale de lumină din jocul ăsta lanterna pe care ai pe costumul spațial scout drone pe care îl poți lansa din când în când să descoperi anumite chestii și sunt foarte multe tutorializarea e extraordinară. Când intri prima când ajungi prima oară pe planeta Asta ești pus cumva într-un într loc foarte îngust și întunecat, ești obligat să prinzi lanterna și deja vezi prin chestia asta, accidental, cum funcționează anumite elemente de pe corpul ăsta și că, a, ok, răspunde la lumină. Ok, Valve, ok. Da, exact, exact. <laughs> Fără niciun fel de cuvânt, nu ți spune nimeni, bă, vezi că dacă a prins lumina, a, a, nope, trebuie să-ți dai seama singur din, de chestia Pă asta. Păi cine, cine să-ți spune în jocul ăsta? Yep. Și e, așa de, e foarte, <laughs> foarte bine controlată experiența când ajungi prima oară pe corpul ăsta ceresc, pentru că odată, prima oară când ajungi, nu ai acces din, uh, nu ai acces din prima pe, pe corpul ceresc, trebuie să faci o serie de puzzle care mănâncă timp, da. intri prin complet altă parte, adică prin partea opusă a următoarelor 200 de intrări pe care o să le faci, intri prin partea opusă și acolo este extrem de controlat ce poți face, cum poți face și modul în care se face the grand reveal a ceea ce este uh, planeta asta, corpul ăsta ceresc și care-i the, the gimmick. Efectiv, mi-a să... dat un moment de la de wow când am, uh, când am intrat. Poți din prima să sequence break it, dacă nu știi ce faci. Trebuie să știi exact unde să te duci și în ce punct. Aha și e aproape Asta imposibil, da, e aproape imposibil pentru că acest corp Ceresc nu este um, nu este vizibil decât de la o distanță foarte mică dacă nu știi Aha. exact cum să te uiți la el. Okay. You can sequence break it, dar trebuie deja să ai spoilerul luat. Am înțeles. Și E foarte impresionant vizual Tematic se joacă cu alte concepte Aveai două specii extraterestre în jocul de bază Niște precursori și specia ta care acum explorează spațiul. Ai o a treia specie pe acest corp ceresc Care au un vibe complet diferit Mult mai spre spiritualism și misticism Da, afli, afli niște chestii mai încolo și despre ei Tot așa gradual, tot cum aflai despre The mai în jocul de bază dacă aveți, dacă aveți un joc spoopy, dar nu neapărat horror, da. ăsta ar putea să fie jocul pentru voi. A, asta încă o chestie. Jocul se de dlc se marketează ca un joc ca un, o experiență spooky. Are un toggle de reduce frights. Nu sunt jump scares în el neapărat, este doar o atmosferă foarte creepy în anumite puncte din joc și pot doar să spun că la un moment dat, așa cum aveai anumite environmental hazards în jocul de bază care te mai speriau din când în când, ai niște anumite environmental hazards, ca să le spun așa, în mai încolo în DLC-ul ăsta, alea nu s-au văzut pe stream, că am ajuns la ele abia după ce am terminat oh, de jucat okay. pe stream. Tot ce face acel Reduce Frights e să facă mai puțin amenințătoare și mai puțin mai puțin problematice în procesul de explorare acele Environmental Hazards. Mm -hmm. Ok. 10 din 10, recomand, extraordinar, mi-a plăcut foarte mult. Pe alocuri mi se pare că era puțin obtuz sau compensa, adică obtuz nu neapărat, că dacă ești atent la indicii e ok, dar este foarte verticală experiența. Dacă în jocul de bază era experiența foarte orizontală, avea un sistem solar și multe planete și avea undeva între 10 și 16 ore de joc, aici ai 10 ore de joc pe un singur corp ceresc. Și este foarte stratificat ce poți face în corpul ăsta ceresc și de câte ori trebuie să tot mergi, să faci backtracking, să tot reiei bucla, să faci o reîncercare, să reexplorezi, să acumulezi informația. De ce Barta Expansion? E Barta Expansion. Ea aproape dublează De... contentul din din joc într-un spațiu mult mai controlat și mai, uh, mai meticulos făcut. Oh, the, 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 the take it away. Da. They don't, don't bring S-a fost dat nașpa. <laughs> Îmi place, da. mi-a plăcut, mi plăcut, enorm de mult. A asta e ultima experiență Outer Wilds, nu știu ce să mai facă, Mobius Games. Mi ciudă, am mai încercat să mă plim doar cu nava prin spațiu, deja like, aici știu ce știri se întâmplă, aici. Nu mai fac alte jocuri? Pe ori să mai fac jocuri, îți dai seama, dar nu o să mai facă ceva. Adică e greu să reproduci ce ai făcut cu un joc unic. Like, wow! Am făcut un joc unic, guys, hai să facem încă unul, la fel de unic. Unic în același putea fel. Să, putea să facă alte, alte escape room-uri de-astea. Da, da, adică să, să mențină, făcă... să mențină mm -hmm. practic tematica asta de escape room și să da. o aplice în alte, în alte circunstanțe. Dar da, Outer Wilds Echoes of the Eye recomand cu toată căldura, dacă, dacă dacă sunteți o persoană curioasă din fire, pentru că, cum am zis, curiozitatea e singura chestie care te ține lipit de jocul ăsta, și dacă sunteți dispuși să învățați să pilotați o navă care este extrem de dezorientantă până-i prinzi controlele. Am avut pe cineva da. pe serverul de Discord care zicea că l-a luat, a încercat câteva bucle și l-a luat cu motion sickness, pentru că de înțeles. Dacă nu știi să controlezi nava sau nu te descurci la început, e ușor să te, să te dezorienteze. În experiența mea, după câteva ore de joc, nava aia pe care o controlai milimetru cu milimetru, să nu cumva să aterizezi prea tare, foloseai landing cam ca să aterizezi. Eu acum mă duc așa, decolez cu viteză maximă și aterizez perfect planificat cu 3 minute în avans pe o planetă. Ca Exact, da, și nici nu, nici nu iau mult damage la navă, pur și simplu știu exact. Pilot. How much it, știu how much it takes și știu exact unde poți să aterizez The Romanian landing boom exact Atâta. Nu cred că mai am nimic de spus despre ea. Aș avea multe de spus, dar uh... spoilere și. Uitați-vă pe stream dacă vreți. Da, Uitați-vă pe stream dacă vreți. Sau un arhiv pe no canalul de YouTube, în da. playlisturi. Știu că avem acum cel puțin mm -hmm. două persoane care sunt heavily into Outer Wilds, care ne ascultă. Foarte bine. E, e un joc frumos. Neapărat, zici tu că dacă curiozitatea te ține engaged, așa e cu multe jocuri. Nu știu. Da, da. Și cum e? La multe jocuri, cumva, îți... Uh îți prezintă, uite, ăsta e bosul care o să te bați, asta e uh, chestia pe care o să o faci, să salvezi lumea, o să salvezi țara, tărâmul, regatul, Am înțeles, universul. nu ai un end goal Aici clar, nu, ai, okay. e pur și simplu explorarea, ești, mm -hmm. ești, o rasă curioasă din fiecare care vrea să exploreze spațiul cosmic, să-i găsească misterele. Nu, ai, ai, nu, știu, nu ai o chestie de genul că a, trebuie să-mi salvez uh, poporul și trebuie să găsesc a New Home for Them, nope. Din ce am văzut uh, pe stream tău, uh, sunt, se fac destul de clare niște scopuri, niște obiective, în ce intri da, în, uh, da, în zona. Exact. Adică sunt mm -hmm. obiecte proeminente. Uite, uh, Bartai, obiectul impunător, uită-te la el, știi că aici trebuie să vii. Dar dacă și nu ești ce uții... curios ce e acolo? Da. De ce ai la joc, în primul Da, rând? da, exact. <laughs> da, da. Odată ce intri și ajungi să, să faci niște chestii, să dai niște informații și e destul de clar cam mm. ce, -ar, ce ar trebui să vrei să faci mai departe. Chestia asta cu curiozitatea, nu e doar o chestie mecanică, e și o chestie uh, băgată în lorul jocului. Cele două specii, cel puțin din jocul de bază, erau niște specii care voiau să exploreze. Vo erau genul de popor, tehno-optimist, care. Uh, the, the Federation din, uh, din Star Trek, voiau tu, Boldly Gunnar. Da, exact. <laughs> <laughs> Na, deci nu era, nu era o chestie, a, ah, vrem să exploatăm resurse, vrem să colonizăm planete. Nu, vrem să vedem ce e acolo, vrem doar să vedem ce e acolo, vrem să ne notăm în carnețe cele ce acolo suntem curioși. Ah, ah, Borgi. ok, let's go back now. <laughs> Atât, gata, vorbim de sun. Mișto, mișto. Este rândul tău, Edgar. Oh, nu. Deci tu ce spui că ai jucat? Lasă-mă să, lasă mă să reintre, puțin de Un rog, joc, care rog. are un, o, un timeline uh, cu multe evenimente interconectate, care se influențează unul pe celălalt în ce, știu știu ce zici <laughs> uh, și după aia uh, rei de la capăt cu informația pe care ai obținut o știm chestii noi a ah, ok m-am jucat și eu același joc Paul da știu ce te-ai jucat m-am jucat Hitman Ăla 9. Nu mai jucat se și Ba da Sau nu Dacă le jucat serios să un pic. Am, am, intrat serios în okay, eu. Am intrat okay. serios În momentul în care Sunt uh, Hitman Hai să zic For lack of a better pe, Pentru claritate Zic Hitman 1 Da e ăla nou Hitman da? 2016 okay. Sau cât n-ai Nu ăla. că nu știu Că anul exact E ăla nou da. Hitman Reboot-ul Reboot-ul okay? re -reboot Hitman Reboot-ul Făcut de aceiași developeri da. Care nu-i neapărat reboot Continuă lor Pentru că It starts off Cu uh, Ce s-a întâmplat în București uh. în, uh, în Hitman-ele vechi mă rog, reboot al mecanic, mecanic reboot al filozofiei de design. O a jocului, ok? Că murise. Murise jocul și l-a rănăscut. Ai, eu mi se pare că făceau alte jocuri o perioadă și după aia când au scăpat de Square Enix. hitman ăsta nou e făcut sub Square Enix, dacă nu mă și au scăpat de Square Enix Dar Hitman 2 încolo. da, așa e. M-am jucat hitman ăsta nou, nu, încă o dată și am zis să îi dau o încercare și mai serioasă, pentru că ultima oară l-am jucat pe stream. Am făcut un stream. That's Da, da, da. ne-am distrat și făceam crouching pe acolo și încercam să mor oameni și I was being an asshole. Dar am zis să joc jocul cum trebuie si Hitman 1 are 5-6 episoade și am, am acum Hai văd câte ore am în el Am în el 17,6 ore Și am jucat avea primul episod Asta v să zic Episoadele sunt în principiu hărțile, nu? E o hartă, e un sandbox da. imens da. Cu o grămadă de chestii Care se întâmplă Și tu ai campania principală În care ai, două, ai obiectivul tău O model pe nu știu care, nu știu care Ai un story reason pentru asta Whatever Și după ce faci chestia asta You level up that map și deschizi mm. oportunități noi obiecte noi cu care poți începe, costume noi, locații noi în care te poți infiltra la început. Okay. Deci, de exemplu, dacă la intrare erai, începeai la poarta... Ok, Paris e un eveniment de modă, ok? Ok. E o prezentare de modă, îi spune showstopper, trebuie să omori niște oameni de acolo, de big wigs. Uh, uh, începutul standard e, o pornești la intrare, să te infiltrezi. Dacă le vă la ești harta, zona, poți să începi din uh, camera de machiaj sau din bucătărie sau și ești deja costumat în, uh, în uh -huh. chestia respectivă și ai așa o secvență cinematică în care te arată pe tine cum îți faci o treabă de acolo okay. ca să blend in și după încep începi jocul. Ok, deci ce credeam eu despre Hitmanul ăsta, greșit nejucându-l, e că totul este accesibil de la bun început, doar că ai multiple moduri de a aborda misiunea accesibile de la început și teoretic poți ai. face, ai. știu că poți, ai multiple, dar nu le pe toate. Nu, teoretic poți face toate de la început, doar că începutul ăsta da. îți facă mai ușor unele. Da mai greuată. Că știu că puteai să le rejogi, să faci alte chestii, da. să te deghizezi, să... a, o să mă duc să trăvesc măslinele în playthrough-ul okay. ăsta, chestii de genul ăsta. Vreau să vorbesc despre hitman vechi, da. care în mare parte, cu mici excepții din la vechi, care unele erau axate mai mult pe acțiune, cu mare... în mare parte făceau același lucru. Îți dădeau o grămadă de posibilități de a asasina pe cineva. De... More or less. More a, or am or jucat less, doar da? primul, deci eu am jucat doar primul. Am și primul era limitat, dar da. și ăla ți oferă. o posibilitate. Erau misiuni? care făceau da. asta, restaurantul chinezesc da. de exemplu, da. făcea, ea prima care chiar făcea asta, dar exact. mai spre a doua jumătate a jocului era foarte limitată chestia asta, era, era un shooting gallery Libertatea aia, da? da. în restaurantul chinezesc, câtă lume a, a încercat toate posibilitățile. Nu, n-aș ști să zic. Eu, eu, eu înclin să cred că dacă nu erai un fan dedicat, nu încercai toate. Ce face jocul ăsta nou în schimb? Îți dă un meniu la început și spune... Uite, astea sunt posibilitățile în care poți asasina oameni. Și, sunt, și nu ți le dă cu spoiler, ți le dă dărâmă un candelabru peste persoana asta sau da. Ă, o sau... Și după aia, efectiv, îți dă un checkmark dacă le faci și poți să încerci altul. Jocul te încurajează exact. și toate, toate sistemele de jocului te încurajează să încerci toate posibilitățile Uite, spre exemplu, în prima zonă, eu am reînceput un joc doar ca să mă deghizez într-un sheik să particip la o licitație, după aceea să opresc serverul licitației, ca după aia să am acces la persoana pe care trebuia să o omor în ședință privată și să o strâng de gât în timp ce își verifică mail-ul. N-aș fi făcut Amazing. asta la început. N-aș fi făcut asta la început pentru că e, pur și simplu jocul te ghidează spre aceste experiențe foarte bune. It's good. Sună extrem distractiv. noi sunt bune. Am, am, când am început să le joc, am zis că, ok, ce fac? Vreau să joc hitman noi, dar eu sunt Paul. Eu trebuie să joc toată seria Hitman până ajung la asta. O, doamne. O, doamne. A jucat deja primul, how much worse does it get? I mean, nu, în opinia mea, it doesn't get worse at all. Ăla, acolo, action-ii îmi plac la nebunie, dar sunt oameni care nu apreciază mai ales funny stealth a serie Hitman. Dar Hitman ăsta nou este e cam full stealth. Dar nu e stealth ca fifth. nu stai în umbră. Da, da, da. You blend in the shadows, te duci, te prefaci că faci altceva. Te prefaci că faci jobul. Fii atent! I'll play to our note. Stop mi, dacă sunt repetitive aceste playthrough-uri. Am subzumat de gât unul din, din uh, fotomodele. Din fotomodele. Ok. Dar trebuia să-l aștept după ce și iau un interviu. El era afară, era foarte ușor de omorât. Eu am încercat prima oară să-l omor în timp ce era în clădire, e greu. Dacă ești atent că e afară la început, te duci direct după ce își face interviu ah, cu okay. sună prietena, îl strângi de gât, îl arunci în râu, îi, te îmbraci în costumul lui și asta ar trebui să fie un hint că you kind of have his cheekbones te duci după aia la machiaj, te machiaza, you go down the runway și uh, our guy 47 și lor pe Iacobim Mugatu. <laughs> nu, no, dar you actually go down the runway și prezinți costumul și după aia te duci și te vezi cu persoana cealaltă pe care te să o omori și o omor. uh, Oprește, like... un shuriken cu blue steel. <laughs> it's crazy. Jocul e, e, e ciudat. Astea sunt obiectivele principale, dar jocul are și niște chestii. Fiecare hartă are niște escalating missions. Un escalating mission are mai multe niveluri, de obicei 5, și fiecare e din ce în ce mai dificilă. Prima ar fi ceva de genul, te să o omori pe ăsta deghizat în costum de sec security officer good Ok, același obiectiv, aceeași cerință, dar acum you can only disguise yourself as a security officer pentru 60 de secunde și doar o singură dată. Ok. It just gets harder and harder. Da, da, da. Ai și chestiile astea, de challenge modes. Ai o grămadă de chestii. Bă, e, poți să faci challenge tu să găsești toate chestiile, toate costumele în care te poți deghiza pe harta respectivă. Și sunt unele nebune și secrete pe care dă să le cauți. Pe exemplu, you can dress as a vampire magician. E un costum, un pod. Dacă nu explorezi, nu găsești. <laughs> Asta e tot o chestie de verticalitate, pentru că jocul știu că a avut un succes incredibil, cel puțin audience, critical, pentru că ai astea șase misiuni infinit rejucabile, știu că cel puțin de la doi încolo ai inclusiv player-made challenges și știu că... Hărțile din 1 au fost portate și în 2 și ulterior și în 3, deci teoretică trebuie da. să ții Hitman 3 și să ai toate hărțile. Cred că costă bani, monetizarea îmi lasă un pic de dorit, cred că costă bani să-ți importezi mm -hmm. hărțile din 1 în 2, nu e suficient să le ții 1, it's kind of shitty, okay. dar jocul în sine uh, e, e, e foarte bun are verticalitate în sensul că pe o singură hartă ai atât de multe variante și moduri de a aborda o situație încât poți cum ai zis tu, e un sandbox, poți să stai te joci acolo ore întregi, chiar dacă harta în sine ți-a două ore, a făcut obiectivul, gata, am terminat dumă la partea următoare din poveste poți să faci asta, poți să faci dar that's not the point adică you're missing out jocul a apărut în format episodic și da, într-adevăr you would be missing out, dar dacă ești curios de poveste, mă gândesc că ar fi fost o experiență destul de frustranță să ai tot să, -ți să -ți apară. Dar, dacă vrei doar să te primi și să o mori și să fii the, the bold assassin man guy, ia, uh, yeah, joci jocul și e suficient. 17 ore, o singură hartă. Yep. Uh, misiunile, misiunile alea speciale cu actori da. celebri, cu uh, omorul pe Gary Busey și din astea, alea mai, mai sunt în joc? Erau ceva limited time events? Deci, eu le-am găsit în joc, în unul. Le-am okay. găsit. Îmi spune uh, expired, dar... Uh, Poți să selectezi să le fac. N-am încercat să intru în vreuna, dar mă adică, cea până în punctul în care să you can actually play. Trebuie că te generează, dar e offline. Hai adică zic, ok, nu te bag în leaderboard, ceea ce nu mă interesează, dar da. contentul e acolo pentru că la un moment dat contentul nu puteai accesa. Ai ratat, în... era FOMO, știi? Ai ratat atunci și nu mai poți să joci. Nu mi place chestia Nicii asta, nu-mi un fac joc, și e super dar, bani o o, o rantuit pe tema asta. Uh, Vreau doar acum live pentru oameni. Vreau să încerc să intru într una, să văd dacă se poate, Ideea că, că e, e păcat, e păcat că da. sunt multe, am văzut meniul, sunt foarte multe. Sunt foarte multe limite de time events de genul ăla și e păcat pentru că în general experiența asta e online mă mă stesează. Că da, nu și sunt și acolo la că, început. Mai ales când nu e la un joc online, mai ales când nu e da. un event de Crăciun în WoW sau nu știu ce. Nu pasă. SCORUL GLOBAL, da, I exact. JUST WANNA -o, PLAY THE GAME lasă să vă pe Gary tot ce am vrut de la viață. Și mi s-a întâmplat de două ori să mă îndecorintez de la server și să mă scoate din joc Chiar și în ah, ăsta, este de frustrant Deci keep that in mind, la cât îl laud eu acum, keep that in mind, e online only Ok Uh, mă duceam la... Uh, Până cauți chestia asta, uh, mai ai ceva de zis da. despre el? Uh, nu, doar că este incredibil de rejucabil. Gata, Elusive targets se numește. Așa, Elusive targets. Ok, pornesc una. I think it's lost forever. Ce, ce frustrant este că mă lasă să intru în ea și îmi zice doar mist. Nu mă lasă, e pierdut. Iap. Yep. Can I hack it? Can I hack it? I feel curious, so I if there is a chance to play Elusive Targets. Are unique as they only appear once and if the mission ends in any way other than restarting, they cannot be attempted by the player again. Holy shit. Ah, challenge ah, they, they appear about once every few weeks. Deci poate e într-o I guess, dar tot mi se pare frustrant. E frustrant, dar dacă sunt într-o rotație repetitivă, e ok, adică te ține engaged cu joc. Ai, guess, ai, guess că e chestia asta. Adică o poți face. Îți pui alarmă pe ceas, zici mă scuzați, scuză mă bunica, știu că suntem la parastas, dar m a părut chiar ribus În hitman Deci, mă. Nu, jocul nu e un job. Da, I do not have da. To schedule sunt, myself around sunt it. de acord, nu-mi place deloc, dar este mai ok decât... A, n-ai jucat în 2016, muie. Aș vrea ca aceste elusive targets să rămână în joc când serverele se duc. Da, Atât da, se și, asta. și cred că sunt fișierele în joc. E, da, că probabil par... că la un moment dat când zic că nu mai vrem să ținem serverele o să zic da. ok, aveți acces la tot, have fun. În schimb, da, aveți o grămadă de colecționabile. Like costume, mai chestii, jocul ține, keeps track of, de absolut tot ce faci în jocul ăsta uh, Poți să-ți faci self-made challenges doar tu cu jocul, poți să urmărești obiectivele, poți să joci de escalating uh, uh, missions în care ai ce în ce mai grele și îți dau reward în joc E ceva de făcut tot timpul și nu e ceva de făcut uh, ceva meaningless ca în Assassin's Creed, joc jocul și omor oameni as the hitman As the man who hits Era, Mă cățăram pe și cineva țipa la mine de jos What are you, like 76, 78? Get down from there <laughs> Assassin's Creed vibes Nice one, nice one. <laughs> Cred că pot să E o expoziție Tot așa în Paris E expoziție De Assassin Tools Și e uh, o sabie Din Assassin's Creed Acolo și o poți fura Să mor oameni cu ea <laughs> anyway, asta fost Asta a fost Hitmanul nou Uh, e bun, dar uh, always online și uh, astăzi cred că îl puteți lua pe tot la un preț decent dacă nu așteptați un sale. Dacă nu l-aveți deja de la bani, de la da. chestii. A fost un bundle recent cu 1 și 2 complet. Eu am 1 și 2 și nu le-am cumpărat individual. There you go. Da, asta m-am jucat. Hai să vedem uh, ce ne aduce... Acest Out Outer wilds cu crime. <laughs> Hai să <laughs> vedem ce ne aduce uh, poștașul Kell, care pare să aibă ceva în buzunar. Oh, is that a gun in your pocket? Mm, yes, yes, it's a gun. Ok. There's a contract on your head. Oh. La episodul 232 Infinite Climax... Avem pe YouTube două comentarii de la Porcus. primul este Obelesc la Hedon. Mi-au plăcut streamurile, am zis eu cea de obeliscuri. Obelesc da. la Hedon. Mi-au plăcut mult streamurile, deși mai mult mi-au plăcut Methodon Skies, formația din soundtrack, una din formații din soundtrack. Probabil o să-l cumpăr de Crăciun. Hedon da. e un joc foarte bun. Aprob. Și acest Methodon demers. Skies e o trupă foarte bună. Iată. Și Băi, de când cu scandalul Blizzard, recunosc că am început să înțeleg reality shows și presa de scandal. Abia aștept să văd ce căcat se mai năruie pe acolo, să-mi frec mâinile, poate, poate it gets even worse. Și nu ar trebui pentru că it means bad games și probabil că e stresant pentru dezvoltatori, dar who gives a fuck? Cortana, play tool vicarious. Mă bucur. Also, nice nice song, uh, focus. Uh, mă bucur. Mă bucur că înțelegi acum ce să uită lumea la Bravo I Still. It's the show! <laughs> It's the show! Vezi să vezi ce este cringe, spune Maurice. Vei să vezi cum se face de căcat Bobby Kotick. It's the same shit. Și vom vedea în curând cum se face de căcat Bobby Kotick. Mm -hmm. Dar până atunci să mă mut la comentariile de pe SoundCloud. Avem încă unul de la Mihai. Băi, apropo of nothing, you know what really grinds my gears? Că nu există mm. resurse mai bune de catalogare a jocurilor. Un exemplu, la o căutare pe Google găsești zeci de rezultate mișto pentru films, books, songs with US states in the title. Dar nu există nimic de genul ăsta pentru jocuri. Am plecat de la asta că încercam eu să fac o rundă de quiz, dar m-am luat de problema asta de mai multe ori, nu există un site ca IMDB sau All Music sau whatever care să fie searchable și cu categorii sau tags bine puse la punct. Sau poate da. există și nu știu eu, rant over. Eu i-am zis că exemplul meu e Moby Games, dar uh, mi-a zis și el că it's not, nu face nu -i exact ce vrea să facă, so yeah. Sunt categorii de Wikipedia într-o oarecare care măsură, dar nu e exact ce caută. Chestia că trebuie să fie liste curated de altcineva. Pot, pot să găsesc by year pe Wikipedia da. Reliably cu jocuri da, Dar așa după with names With state names in the title nu? Faza că în astea sunt uh, filmele Games cărțile. named Virginia falat 76 s-a Jocul Virginia. Uh, jocul ăsta, filmele, cărțile, muzica, sunt totuși medii artistice mult mai vechi care da. au, nu zic, da, men, da fan... au uitat nu zic pe internet. pe internet, Da, au, nu, pe internet da, în timp. da, da online online-ul <laughs> dar cine consuma Cărți, muzică, oh. exact. Cine consuma media, old media, când a început internetul, și Ai, cine mai consuma lăsați, jocuri, când a început internetul? A, jet, jet, tata. Adică abia acum începe, suntem în fazele incipiente ale gamingului luat cât de cât în serios, ca mediu artistic, ca business, ca uh, e-sport, toate în, în toate, din toate aspectele lui. Că până acum ce era? Uh, trash talking și uh, nerd culture și din astea. Uh, da, da. Spuneam pe internet cum ne punuie puța uh, diverse chestii. Da, Iată. asta e. Da. Și de la Cristan, poate nu are nicio legătură, dar fun fact, Chris Pratt e însurat cu fica lui Arnold Terminator, fost guvernator republican. Nu știam, știam cu Anna Ferris. Da, cred că au fost împreună cu Anna Ferris, dar cred că au divorțat sau ceva recent. Da, am aflat și eu, au divorțat recent, nu știam. Da, de nu știu că este cu fica lui Arnold Terminator, dar cred că chiar și Arnold, deși este republican, cred că era, cel puțin pe partea socială, era progresist Arnold e destul de, de progresist din ce a spus, e și pro-vaccin, e și uh, mai multe chestii, e și pro-iubită, uh, um, cum îi spune, ajutorul din casă Uh, uh, uh. Iubește urăște, urăște extrema dreaptă cu pasiune Pentru că, cum povestea el, a crescut uh, A crescut într-o da, într în eră În care vedea foarte mulți oameni Deziluzionați și dezafectați Din cauza extremei mm -hmm. drepte Și vedea oamenii triști și supărați Băi, Arnold e un fan e De emigranți, oricum, știm asta Da, normal. Iubește e... foarte mult emigranții <laughs> Un emigrant, <laughs> în special Da, și-a făcut uh, Și-a făcut ajutorul. menajera, ok, menajera, okay? <laughs> That's the whole bit <laughs> Ah, <laughs> oh. just, you, you just a, a, can't, pot... you, you, can't stop coming You're coming all the time When you're working out you, It feels like I'm coming all the time and... Pot doar să sper că a fost consensual Caz în care e doar, nu știu, un adulter și I don't give a shit <laughs> Sper doar că a fost consensual Doamne Arnold Terminator Yeah, he's horny Yep Si faci Huma Bun, exact Bun, hai să trecem la post. știrile Haide, <laughs> asta așteptam, acum o să, o să spun tot ce am ascultat eu săptămâna asta. Nu. Păi hai să nu ne mutăm din uh, California atunci, că ai, uh, ai niște chestii de acolo. Au oh, da, avem știri uh, proaspete, dacă nu mă înșel uh, direct din... Uh, blup, 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 direct din Anaheim. Vreau să zic Anaheim, dar vreau să mă sigur mai întâi. Avem știri din Anaheim, de la compania noastră preferată Activision Blizzard, bine Blizzard mai exact, dar cred că de la compania mare, în, uh, like the big one, whatever. Numele lor complet este Activision Blizzard King. Da. Mai sunt separabili King. în niciun Gata. fel. Ideea este că în ultima săptămână trecută am vorbit despre The Huge Payout pe care l au făcut Activision Blizzard King pentru lucrătorilor de 18 milioane în urma unui proces început acum vreo 2 sau 3 ani parcă. Din altul ce spus decât tu, cel altul. intentat altul de, mm -hmm. de California Labor Board și am aflat între timp. De da. ce au fost așa de rapizi în a ajunge la un settlement? Aparent ăsta era, um, era intentat de guvernul federal. Adică, da. dacă trebuie să faci discovery și din astea, vin the feds să-ți caute prin acte. Poate nu vrei asta. Ei, hey, the feds allegedly l-au omorât pe Martin Luther King, Eu nu mai spune cu ei. Și okay? Activision Blizzard King? Mm. I know, au King în nume, imediat mm. îl găsesc cu, cu prostituate și îl defăimează. Mil de yep. defăimează. Mil defrimezi? <laughs> da, da. E o sindicatele, uh, worker group, uh, calls uh, Labor Union suggest 18 million Activision Blizzard settlement akin to pennies. Este concluzia este lor. Este exact ca de, sindicat. firm. pennies. Da și a, ca a, un penis da. Este că Este o fracțiune din ce puteau să dea Din ce ar fi, putut, din ce ar fi trebuit să dea Ca să compenseze pentru uh, Tratamentul prost al muncitorilor Chiar și de acum 2 ani din procesul ăla vechi niște uh, citate 18 milioane de dolari? Da, 18 milioane de dolari Cât era aia 1% din cât face Bobby Kotick într-un an? Ceva în genul? Sau 10% din Cam cât ar. face Bobby Kotick într-un an? Era, era ridicol de puțin Activision Blizzard is worth, excuse Activision Blizzard King, of Zika, is worth 72 billion. An 80 million settlement is mere pennies, considering the resources available to this cash rich corporation. Even worse, Activision Blizzard's management does not acknowledge that their actions harmed their workers. They, do, they did not. I did you know not what? hit her. I did not. <laughs> oh, hi. Uh, oh, hi, feds. feds. <laughs> <Da>. <laughs> <laughs> Erau tot timpul, erau scuze de genul We're sorry you feel that way Chestii de genul ăsta, foarte bizare Cine își cere scuze așa? Un psihopat. Sorry you felt offended Un psihopat își cere scuze așa Dacă ar fi o persoană, corporația, ar fi un psihopat E Bates din American Psycho E... Stai, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe actorul ăla care l-a jucat pe Ted Bundy? Cine a jucat pe Ted Bundy în film? No idea Baftă Eu n-am un actor Zac Efron, așa Zac Efron Zac Efron, ok Zac Efron Și-ai cere scuze așa Îl cred pe cuvânt cu Zac Efron? Dude, omul e un psihopat Pare, scuze, pare un psihopat Pare un psihopat Pentru că De ideea că nu-l văd în press junket Și chestii e genul ăsta Și cum se comportă Și din ce am auzit din hearsay Omul N-a trebuit să lucreze ca să intre în rolul Ted Bundy. Și ce scuze ca în mema aia cu el ridicând din numeri în trei posturi diferite. Exact. Și după aia, dar uitându-se serios la like, el. Am acoperta, Bobby Cotic, mersi. <laughs> anyway, dar da. da. Nimeni nu-și cere scuze așa o persoană de la care ar fi decentă. Activision Blizzard își cere scuze așa. Deci nu, they did not uh, acknowledge that their actions harmed their workers, viewing the settlement as a very small price to pay to rid themselves of a distraction. Ceea ce este exact ceea ce -a și făcut și sunt de acord și eu cu, uh, cu această afirmație. Mi se pare de bun simț. Mai avem încă o chestie. When reached for a comment by Kotaku, an Activision Blizzard spokesperson released a statement. We agreed on 80 million with EEOC. who is expert in this area the eEOC will make an independent assessment of each claim they receive an employee who believes that they uh, they have been the subject of harassment or retaliation should contact the a, uh, the eEOC there will be multiple communication uh, communications channels providing information on how to make the, a claim we want the eEOC to know about everyone who believes they have suffered harassment or retaliation EEOC. EEOC. Da, vrem doar să știți că trebuie doar să vă înregistrați acolo cu numele, adresa și tot. Exact. Și noi nu trimitem prin la voi. Da. Și o să aveți o carieră uh, foarte lungă O să vă promovăm cu siguranță data viitoare, o da. o să vă mărim salariile în continuare, nu o să fi nicio problemă. Nu o să fiți blacklisted. Chill. Doamne. <laughs> e Îmi place, îmi place că continuă, continuă, pur și simplu Continu. continuă, yes, s-a făcut -o, -o, o chestie și efectiv s-a rupt barajul cu informații. Dar, Paul, guys would literally do anything than pay workers their wage She yep. treat them nicely. <laughs> and it's guys, come on, cât CEO, Zicem un CEO, nu, no, la, în video games, un CEO femeie. CEO, nu CEO. știu să zic. Femeie. Știu să zic că CEO de la ATI, de la AMD, este femeie, S de femeie? dar e hardware. Okay. Video games, though, pretty guys. Like, cred că era la Paradox, dar și-a dat demisia, following some... Uh, ce de genul ăsta. A fost, a fost ceva și la Paradox și n-am mai avut timp să urmăresc. Ceva similar cu Worker Mistreatment și la Paradox. O minoritate, sunt clar. Da. Ok? Ceva să zic este... Ba, hai să vedem. more zice... women... Stai să zic dacă ce zice Mihai se aplică. Uh, female CEOs video games. Știu multe uh, directors. Da, știu și eu directors. Uh, acolo, acolo Control mi se F pare că este e mult mai echilibrat uh, gender gap. -ul. Deci avem așa, Emily Greer, co-founder CEO la Congregate, dacă vrei, dacă se pune Congregate. Oh, holy congregate. shit, e singurul CEO la holy Congregate. Holy shit, da, și la Congregate. Like, okay. sunt developers sunt game directors, da, sunt... nu. Gender gap-ul e mult mai uh, mult mai echilibrat acolo. Da. la poziții high management, dar nu no CEOs. Avem producers avem directors, holy shit, da, da. nu avem Acolo, CEOs s da. deloc. More women CEOs, s hai, let's make it, <laughs> let's go! Stai, 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 founder. Founder, da, da, au, au fost dați la o parte, asta da. încerc să zic okay, aici, stai. că e president. E un mediu foarte e, e, ostil pentru femei. Da. Avem uh, vice president of product development Nu că n-ar fi în stare femeile, pui simplu sunt da, porci da. mulți și... That's why. Uh, Vice President of Product Development at Sony Inter uh, Interactive Entertainment is the Connie Booth. Okay. Uh... dar nu e vice president scuze da, vice vice president a unei divizii știi <laughs> like mm. vice al unei divizii dar rest nu avem art directors avem game directors da, avem nu, nu, uh, da, designers la creație, foarte mulți dar la creație la, foarte foarte multe femei în, dar aproape, de, aproape da, zero develop... ceos like, la partea executivă nu avem nimica executiv nu uh, la development și creație la partea care se muncește da acolo e gender gap-ul destul de de <laughs> Jane de Jade Rainul care este executive, uh, acum este founder of Electronic Arts Motive Studios, a fost uh, head of Visceral Games și a fost managing director la Ubisoft Toronto. Okay. Dar efectiv nu a terminat un joc ever pentru că se tot închideau studiourile și trebuia să și caute alt, uh, alt joc Jay Draymond, alt loc de muncă Jade Raymond. Iată. Yeah. Hai să trecem mai departe. Da. Azi să despre următorul uh, următorul mare MMO al uh, zilelor noastre oh. și anume Amazon's The New World zic așa să se numește Amazon TM apostrof the new, world. the new World nu, e doar New World punct okay. um, și în Amazon tâmă uh, The New World uh, s-a lansat săptămâna trecută și ca orice alt uh, orice bmi o care să respectă a avut enorm de multe probleme la lansare, queues incredibil de lungi, nu puteai să intri în joc, dacă nu-ți mișcai mouse-ul timp de două ore cât dura coada ca să intri pe server, te dă de afară pentru inactivitate, căcatul de genul ăsta. Incredibil. Nu a fost chiar ca la diablu nu poți să să-ți accesezi personajul. Da, da, dar tot... e Eu MMO, a trebuit să poți să, particip, să trebuiască să participi la el, nu? A așa te-ai gândi. Na, sunt o de erori și nu vreau să intru peste ele, doar că a fost și da. shit show lansarea, se Mângește în continuare la chestia asta. Eu am văzut gameplay pe, pe Twitch. Așa. Am vrut să văd ce poate să-i cace mintea lui uh, Jeffrey Bezos. Da pentru că au avut două proiecte sau trei proiecte șoate cu Amazon Game Studios și ăsta, ăsta e al treilea care... Al treilea a, a fost la, care chiar a ieșit. Ăla pe care chiar a, pus banii da. și a zis că trebuie să iasă. Și da. a murit. Stevie Benzos era chiar foarte mulțumit de succesul lor. Au undeva la, cred că, că către un milion de jucători activi în momentul Decent. De ce? Aveau 600 de mii săptămâna trecută, probabil că au un milion acum. Merge, merge bine. Da. Problemele astea sunt Că o să dispară în timp Nu yeah. vă să insist prea mult pe ele Doar că e amuzant că O companie cu bani infiniți Care deține Literalmente Toată infrastructura de cloud Pe care rulează internetul Absolut Toate serverele din univers Sunt pe Amazon Web Services N-au fost în stare să-și facă O infrastructură pentru Jocul yeah, lor Mai Facebook Hai să fim să... Și Facebook era pe Amazon Web Services <laughs> Da? <laughs> ok, ok <laughs> În timp ce ne registrăm da. Facebook este căzut De câteva ore une tot pachetul Facebook, tot pachetul Facebook e căzut. Instagram, WhatsApp, toate sunt căzute și în continuare e căzut. Pare să fie mai grav decât alte outages de astea da. bazate pe DNS de alte dăți. Erau uh, reportaje care spuneau că angajații nu pot intra în clădire pentru că au fucking login cu Facebook pe cartela de acces în clădire. The Internet of Things am auzit menționată. Ador, ador. Îmi place foarte mult. Da. Deci încă se desfășoară de ce ne registrăm chestia asta. Poate până miercuri vom avea Facebook din nou. Dacă nu, vă rog să ignorați din bucata preînregistrat de la capătul um, episodului când zic ne găsiți pe Facebook și pe Instagram, că poate nu ne mai da. găsiți pe acele locuri care nu există. A, nu, s-a întors Facebook, gata, s-a întors. Ești sigur? A, da, a, s-a încărcat pagina și apare iconița acum, înainte nu se făcea chestia asta. Mie nu mi se încarcă. Uh, e, e, albă pagina, dar apare sus a, uh, iconița. Am Tam. 5xx server error pe Instagram și Facebook-ul nu se încarcă. Începe să fie pus din nou okay, în picioare, bun. I guess. Au reușit a, să, să pună locul în picioare. un, era un vis frumos să fii de deci da. Asta e. Uh, revenind la New World, domnul Steve Benzos, da. CEO-ul Amazon, este foarte fericit de succes. E bucuros că au în sfârșit un, hit, un joc hit pe făcut de ei, practic prima lor intrare pe piața jocurilor video și e bucuros că au reușit să ajungă aici. Și cum a făcut? I'm so happy! Dar, în jocul New World, în jocul Amazon's The New World, tâmă, da. nu poți să-ți pui Bezos sau Amazon în nume. E, Holy 1984. fucking shit! Cât de fragil trebuie să ai ego-ul! Aaaah, oh, Jesus! Dude, să fii cel mai bogat om din univers! E cel mai bogat om din univers și are un ego atât de fragil încât s-a băgat peste compania care te-ai gândit omul, că e o divizie omul autonomă. Și -a injectat steroizi. Da, și-a injectat steroizi la baza pulii, bă, ce divorțat, știm asta. Omul e incredibil de fragil. Omul a avut o pălărie de cowboy când s-a dus pe naveta În loc în să-și cumpere o decapotabilă Ca orice om la Midlife Crisis da. Să-și pune cecile în ureche să ducă dus exact. în spațiu nu, cu o, de cowboy. Om, Omul, omul și-a și lucrat corpul cu, cu chimicale Allegedly uh, Și s-a dus pe naveta pură în spațiu Dude, <laughs> să te bari să faci micromanagement Pe studioul tău care Te-ai te gândit că divizia autonome Eu așa vedeam Că nu se bagă Noi, el să ce, micromanage ce? E tot. posibil să fie decizia lor Independentă Atât și mai trist. Hai să nu supărăm pe șeful. Da, e posibil și așa. Dar, totuși, it's not a good look, honey. Sweaty. Așa, mm. <laughs> nu poți să-i zici. Uh, nu poți să... Variante care sunt confirmate că nu merg. Jeff B. Oh, Bezos okay. cu zero. B okay. spațiu ZOS. Mm -hmm. Amazon. Okay. Nu poți, this name, uh, deci zice că when a name is already taken it says this game is in use Dar world, uh, names which include the words Amazon și Bezos cannot be used. be used Și asta asta face când bagi swear words Deci în principiu l-au pus în filtrul de cenzură da. Au pus Amazon, Je nu poți să te chemi pui mei Jeff uh, Bullock Jeff, Știi, cu, știi uh, cum poți să în schimb? Avem două care deocamdată at the time of writing al Îl am pe Jeff Bezos într-un cuvânt nu l-am pe ăla, am altul. Ok. Și sunt hai să ne dăm ăsta. <laughs> Jack Bezos. Și <laughs> <laughs> <Şi> Jeb Fezos. <Faisos. laughs> Amazing. Asta e un dude chiar în armură aurie, îl cheamă Jeffrey Bezos și Je <laughs> Deci, e, nu știu, mi se, pare, mi se, pare, mi se pare, mi părut amuzantă și ridicolă știrea asta că i barta e MMO nou și nu poți să i dau numele CEO Entrepreneur Born in 1964 Jeffrey Jeffrey Bezos. Mă întreb dacă poți pe în WoW să fii Bobby Kotick. Probabil. Cred că sunt deja toți luat. Cum era, tot în era să Fusese luat Worgen Freeman când a ieșit prima oară. <laughs> <laughs> especially cu Worgens. Sigur a fost la speculă și la vându mai departe. Dai seama. Da, atât. Aveam să râd un pic de uh, ego Ego fragil al celui mai bogat om din uh, ba, univers. Ego fragil, sigur, are. din ceea ce face, este clar. Uh, acum nu știu dacă e decizia lui, dacă s-a băgat el sau studio, a fost... Uh, N-a vrut să supă de pe șeful Huno. knows? ideea e că it's still. E haos E foarte CEO, entrepreneur Hai să trecem la următoare Următorul yes. ego fragil Ego Aici fragil nu e ego Nu Al... e ego asta. Ce? Nu e ego Dar continuă e, decizie calculată Este Dar se leagă tot de niște De niște din astea V-am povestit Săptămânele trecute Despre Despre acele Reverse engineered Mods De GTA 3 Vice City Și San Andreas Adică cum, cum le zicea? The 3D Universe? Prima trilogie din The 3D Universe? Da, așa. Citea era prima trilogie. Practic era The 3D. erau... Erau deconstruit codul și refăcut de la zero în așa fel încât să poată fi portat și să meargă foarte ușor pe diverse platforme, printre care, confirmă Edgar te rog, mergea și pe Switch? Da, mergea și pe Switch. Mergea și pe Switch. Și în ceea ce se zvonește și este puternic aproape de a fi confirmat că urmează să fie anunțat... Nu, e confirmat. O... E confirmat deja? E, e aproape Ate. confirmat. Au a postat într-o chestie oficială. Ok. Vine so, yeah. un GTA Trilogy Remaster în da. curând, anul viitor. Și ca să nu ai o concurență deja pe platformele astea, au dat un DMCA takedown pe uh, conturile de GitHub unde erau menținute proiectele astea. Acum, DMCA-ul se referă la proprietate intelectuală și utilizarea proprietății intelectuale. Da. Ce făceau oamenii ăștia nu era... Utilizare a proprietății intelectuale folosea 0 folosea 0 intelectuală zero proprietate erau niște Era niște modus. rescrieri de engine da. care rulau asset jocului original trebuia să ai Ce joc uia. original ca să. De, ca gâz dum, ca brutal dum, da. ca chestia asta care îți plac ție. Deci, mm. teoretic, nu sunt eu expert pe copyright law, nu mi se pare că încălcau copyright-ul, dar cred că e suficient de vag scris încât să îl poți ataca și oricum poți să-l ataci și trebuie o instanță să decide dacă într-adevăr este o încălcare a drepturilor. Dar stai puțin că nu e neapărat nevoia de dacă e atacabil sau nu din punct de vedere legal, ce face Rockstar acum e slap. Da, exact, exact, și exact, da, să, da, nu, da. să nu facă nimic până când nu se rezolvă da, exact situația luptă în instanță. Ce au făcut ei au pus un DMCA Takedown. Tu când faci DMCA Takedown, providerul de servicii, că este YouTube, că este orice altă platformă sau chiar GitHub, trebuie să dea jos uh contentul respectiv, da, după care tu revaldă. ca creator poți mm -hmm. să faci un counterclaim și să-i spui nu, eu dețin proprietatea asta intelectuală, pune-l la loc și practic ce se întâmplă în momentul ăla, odată ce îți procesează cererea asta, îți pune la loc contentul și partea care te acuză de infringement are 14 zile să facă și ei counterclaim sau să atace în instanță nu foarte haios când lupte de copyright uh, spre de lupte uh, cum îi spunem, fac de opusul civil. Penale, penal da, exact ce vrei să zici. You're guilty until proven exact, innocent? Exact, exact. exact. E haios, e extrem de haios. Îți mulțumesc, Mickey Mouse. <laughs> îți mulțumesc, Disney. Da, ai făcut tot. Na, ce s-a întâmplat? GitHub le-a pus la loc proiectele, Take-Two nu a avut timp sau nu a avut chef sau pur și simplu a uitat sau nu a observat să răspundă. No, oh. Știa că o să dea slap. Da, a, a fost reactivat Repo. ul Și ce a făcut da. Take-Two în ideea asta? I-au dat efectiv în judecată. Da. Ce înseamnă asta? Indiferent că au dreptate sau nu, indiferent că este copyright infringement sau nu, până se rezolvă în instanță chestia asta, repozitoriurile vor fi date jos. Probabil că va și apărea până se rezolvă în instanță, va și apărea remasterul. Da. Nu știu cât de mult contează, nu și cum oamenii ăștia făceau banii din modurile astea. Le-am! le am, -am Iată, dat. dat. Iată. Have Ce fun. le vrea să fie legal? E, e un mod. Da. <laughs> Defendants are, are well aware that they do not possess the right to copy, adapt or distribute derivative GTA source code es no, or e the audiovisual elements of the games Casta. no. And that doing so constitutes copyright infringement. Ok, bun. De dacă okay, dacă bun. fac chestia asta e copyright infringement și dacă nu fac asta nu este. Mersi. Okay, okay. The defendant uh, even stated publicly that he was very much worried about Take-Two's discovery of the RE3 da. and REVC projects. VC projects. Nu se o iau ca pe dovadă că se simte vinovat. Ah, te simți cu muzica pe cărți. <laughs> nu spune că știe cum funcționează Take-Two, că ești o șvină o și uh, faci de-astea. Normal. And when Take Two attempted to remove defendants' infringing source code from the internet, not infringing, at least three defendants, acting uh, in at least one instance with other defendants' participation and direction, knowingly filed bad faith counter notifications that uh -huh. materially misrepresented the legality of their content, apparently claiming that because they allegedly, reverse engineered the game's source code, they somehow cannot be liable for copyright infringement. Yes. Okay. Um,. Deci ce ăsta este că a because... pus în te ghilimele niște da. adevăruri și nu, ok a... A... ok da ideea e că el zice că a, deci doar pentru că ai făcut reverse engineering, înseamnă că nu ai încălcat copyright-ul. Da, exact aia înseamnă. Deci gâză ul folosește este Porniște la codul sursă de Doom. Ăla este un, un engine spin-off. Ăsta e de la zero făcut. Un framework care folosește asset-urile jocului original să ți ruleze pe multe sisteme noi moderne, la rezoluții rulez? mai mari. ți rulez. Uh, Repare și și problemele de framerate pe care le are jocul nativ, care hai să vedem Paul, pe cât pariem că vor fi și în re-release-ul remastered, pentru că păla ăla pă de PS4 este cu problemele astea de frame rate. Deci te piști pe take two și pe ce vrei să facă. Vreau să-și asigure piața pentru următorul release. Anyway, na, să zicem că take two are dreptate. Zicem că chiar au făcut ceva dubios uh, oamenii ăștia și chiar au luat bucăți de cod sursă, n-au făcut doar reverse engineering. Ok. Codul sursă este o idee, sunt idei și faptul că poți să pui copyright pe idei mi se pare nu știu, nu, o de de Anyway, uh, da, dacă ei sunt vinovați până la urmă contrarie, ok, eu prefer să-i consider nevinovați, na, ok. Da. Peste să 5 ani exact. când o să fie verdictul, o să zic, a, ah, fac, N-am avut toate. Asta e, dar măcar beneficiază de aceeași chestie pe care au și oamenii care sunt acuzați de alte chestii. nu numai. Da, anyway. Uh. Între timp ei nu pot să utilizeze niciun fel chestia pe care au făcut-o, dar Muie take tu. Ce Muie. Să -și zic? <laughs> Merită. Mai am aici o știre micuță. Este vorba de studioul Night School Studio. Cei care au făcut Oxen free și mai puțin cunoscutul Mr. Robot pentru telefonul celular. Cine s-a la Mr. Robot. Eu. Adică, ieși la toate ce... jocurile. Nu, da, era ceva ce era like se, se uita lumea la el activ, da, sau era așa da, o da. chestie, da. Au fost okay, okay. avut un cult following, da. E, e un serial despre tech și hacking care reprezintă cât de cât realist ce înseamnă hacking, adică am se face înțeles. mult social engineering, am, am nu am se înțeles. face doar hackers filmul cu Angelina Jolie. De fapt, cea mai bună reprezentare a hackingului mi se pare că este în în, în într-un desen animat pentru copii. Te referi adică, sigur la Reboot sau la Johnny Quest? Uh, nu, mă refer la gambol. Uh, Gumball. Ok. Eu am, am văzut Gumball. Spun, sau ceva de genul. Mai știu, era unul, i-am văzut pe ce da? Efectiv, uh, făcea hacking folosind uh, niște, niște coduri și așteptând să se proceseze chestii. Și... Da, este. el e forcing-ul și... Și asta e într-un desen în pentru copii. Deci, Mr. Robot, get the fuck out. Ăsta ce face, sun la <laughs> telefon și folosește <laughs> chestii pe care le-au aflat despre persoana respectivă pentru a răspunde la întrebările de securitate. E chestia okay. pe care o fac hackerii cel mai des. Da. Vrei să... Edgar, Uh, știi care e your porn name uh, care e mai porn name Your porn name este numele de fată al mamei, uh, numele uh -huh. școlii, numele uh, uh -huh. okay. școlii pe care ai copilărit și ultimele uh, și cifrele de pe spatele cardului tău uh, oh, de okay. bancar. Okay. Ok, dar în litere. Da, exact. Să consumă în litere, da, da. Anyway, uh, Night School a fost cumpărat de Netflix, deja știm că Netflix se bagă în gaming, se da. vor probabil să înceapă cu, probabil că vor să facă și jocuri uh, jocuri a la carte, adică le cumperi, le comanzi producer Netflix și downloadezi de pe Steam sau whatever, dar probabil că vor să facă și chestii pe platforma aia lor, deja au avut Bandersnatch, au avut uh, Minecraft Story Mode de la Telltale integral pe... Netflix e tot cu, te cu telecomanda Rocky. îl controlai da. E tot ziceam Jabberwocky Da, era Bandersnatch, Bandersnatch filmul, da. 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 Era cealaltă chestie Da, The Mock Turtle e Interesant achiziția E un studio foarte bun Sper să aibă libertate artistică Să facă ce vor Să da, dea Dumnezeu române. sănătate să spune Da No, și că Oxenfree 2 încă este în development, nu a fost anulat sau ceva, deci da, sper, mi-a plăcut Oxenfree. Sper să fie din instanțele free. alea în care studioul e cumpărat și o să aibă, nu știu, două, trei jocuri bune înainte să înceapă declinul din cauza overhead-ului corporate. Să scoată uh, Dead Space 1, măcar. Da, da, păcut, okay. să apuce okay. apuc să scoată Dead Space 1. Uh, um, da. Nu, nu, n-am jucat Oxenfree, dar că tot timpul asociez cu Oxenfree și cu genul de joc, trebuie să joc Kentucky Zero. Da, asta uh, Oxenfree Free l-am jucat în perioada în care era în vogă și Stranger Things și cam pe acolo. Mm -hmm. Copiii să-și adolescenți care descoperă chestii dubioase. Și este un pic, un pic de element din, ala de choices, în dialoguri, în story, mm -hmm. e fain. Are atmosfera atmosferă foarte mișto. Ie, yeah, yeah. bun, am ajuns la main event și la de ultima știrea serii, Edgar. Mai ținut un priză. Ți am pleză. promis că o să ți placă. De ai de zis rog. că nu știi că tu tot e no. cu cripto cu dinastia s-ar peste. Sigur n-ai văzut săptămâna asta niciun articol despre creatorul uh, criptomonedei Ethereum? Nu. No. Ok. Like, na ignore ignore Bitcoinul. Da, da mi de emite, Ethereum. Zi. O să regret că ai făcut asta. Hai să de citesc headline-ul. The creator of Ethereum got into crypto because Blizzard nerfed his character. Okay, go on. Kum? What What the fuck? El <laughs> Vitalik Buterin. Oh, and he uh, realized what horrors centralized services can bring. I happily mm -hmm. played World of Warcraft during 2007 through 2010, but one day Blizzard removed the damage component from my beloved warlock's uh, Siphon Life spell. I cried myself to sleep wow. and on that day I realized what horrors centralized services can bring. I soon decided da. to quit. Cu adevărat, da, din păcate, centralized services do bring social security și alte chestii, așa că taci în pula mea. Uh, mă bucur pentru e, sincer, mă bucur. Mă enervează. In 2011, searching for a new purpose in life, I discovered Bitcoin. At ah, first, I was skeptical and did not understand how it could possibly have value without physical stayed, backing. Should have stayed. skeptical. <laughs> but slowly, I became more and more interested. I started writing for a blog called Bitcoin Weekly. Initially, at a meek wage of 1.5 dollars per hour, and soon with high nostri cred. Bravo, Simona. Cred. Mihai, Alicia. Mm -hmm. Is this Parca Ukrainian name? Possible. Avem Mihai, Scris Mihai, mu i, -H -I. Mm, Alicia, mihai. No, Mikhail, acuma. no. Anyway co-founded Bitcoin magazine in 2012 I entered the University of waterloo in 2013 I realized that crypto projects were taking up 30 hours a week of my time and so I dropped out I went around the world explored many crypto projects and finally realized that they were all too concerned about specific applications and not being sufficiently general hence the birth of ethereum which has been taking up my life ever since de. <laughs> la ce, povesta povestea el în 2009 pentru Business Magazine. Efectiv nu mă interesează. Bun. omul, pare să aibă 25 de ani, deci e născut în 94. Impresionant. Nu am Da, adică e commodity trading, numai că e face bani, dar da. da. Good for him. Băi, Ethereum-ul în sine are o chestie interesantă în comparativ cu Bitcoin-ul. Ethereum are o o să încerc să explic că nici eu nu, nu, înțeleg exact, dar explicat cum o înțeleg și eu, adică ca pentru proști, are o bucată din stringul ăla lung, din whatever, din cei toată, tot cei da. chain-ul ăla, are uhum. o bucată rezervată pe care poți executa cod custom. Okay. Deci Ethereum poate fi folosit pentru cloud computing. Când se fac tranzacții, poți, uh, rulează o bucățică de cod care îți rulează sau îți stochează sau îți face chestii în, în cloud. Ceea ce e interesant este ceea ce... E, uh, ce ar pune bazele a ceea ce este denumit The Meshnet. Momentan okay. avem internet centralizat, avem servere DNS care când pică, pică Facebook. Da, ok. Meshnet înseamnă că avem un internet complet distribuit. Fiecare telefon pe care îl avem fiecare device, fiecare PC este server și client și ține o parte foarte mică din internet. Cu redundancy, cu mai multe locuri, ideea e că nu mai există un singur loc, nu mai există servere centrale, există toți interiorele distribuite. Asta în toate... nu, ar face, nu ar face foarte greu să, să, să dai jos uh, un site dacă tu vrei să nu se vadă ceva? ba da. Face mai greu. Ba da, okay. ba da. Și asta este atât avantajul cât și dezavantajul. E o democratizare completă a da. internetului. e da, comuna anarhică. Mai internet. puțin, mai puțin la servicii de stat. dar da, e, da, da absolut. Know, absolut da, este, da. Deci cam, e, okay ăsta, e da, deci de conceptul de bază al meshnetului și da. Tehnologii de gen Ethereum ar ajuta la chestia asta. Acum, că Ethereum se folosește pentru commodity trading și așa e complet altă, altă prostie. Asta să am să zic că băiatul ăsta așa are niște, uh, s-a dus pe Ethereum care pare o chestie bună, dar uh, he's just doing what everybody else is doing. E doar amuzant că bucățica, piesa mică de domino da. era uh, Blizzard nerfuie, iar Blizzard, nerfuie Warlock-ul în 2010. Deci Blizzard și... a făcut mai mult la omenirii decât credeam noi. Yo, și piesa mare de domino sunt uh, NFT-uri care ard planeta ca să vinzi uh, cripto mai Oh, Jesus Christ! Mai știi Head că God, nu că nu am văzut NFT-ul dar cred că am spus pe podcast, nu știu dacă mai spus pe podcast chestia asta. Uh, eu uh, pe pe serverul nostru Discord, pe care puteți să veniți dacă vreți. Uh, am uh, M-am certat cu NFT-uri uh, și am zis că nu, man, nu sunt pentru toată lumea, sunt masiv manipulate de oamenii cu putere, Absolut. tu nu o să poți să faci nimic, Eu -ți zic de acum, be real about it, nu o să poți să vinzi nimic niciodată. Așa că mi-am făcut un cont repede de NFT, uh, m-am dus pe OpenSea, că știam de el deja, poate da. că nu e neapărat cel mai bun, dar o știu că e ușor de utilizat și uh, friendly pentru oamenii noi. Mi-am făcut un cont, am pus un pochezaur acolo, am cerut 0.3 Ethereum pe el, Nothing happened. Trebuie să-l să-l puși, trebuie să-l să marketezi. Păi Ei, domnule, o... vrei să stesc niște bani. N-am capital, n-am capital da, de evident. la. Măi, mie mi se pare că atunci erau două discuții în paralel. Nu mi se pare că nimeni nu te contrazicea, adică toată lumea care era implicată zicea că NFT-urile sunt o prostie, dar argumentul uh, opus ție da. era, bă, sunt o prostie, dar dacă poți să faci bani, sau dacă da. ai să faci bani, de ce să nu încerci, Iar Eu spun că nu ai You just păi da, dar dar nu, te, nu te doare pe tine Nu te afectează să Știu că doare, să, dar vreau, vreau doar să Nu să... pe tine, pe persoana care încearcă știi? I I guess, guess, Nu, nu investești resurse în plus Ca să-ți pui și pe NFT o creație Fair enough, fair enough. nu strică să încerci Dar uh, I'm just saying be uh, Expect not to absolut, be able to absolut, do anything da. Pentru că doar de -aia care au putere Capital social incredibil de mare sunt... Cum sunt maștii și genul ăsta de oameni Poate să puși Sunt NFT artiști suficient de high profile în sfera online Știu chiar de câțiva români care au niște cloutăți cât de cât vizibili care au făcut niște bani pe NFT-uri. Pentru că fiind vizibili îți mai shared astea ale lor, îți mai shared creațiile lor și ajung la ăia cu bani care vor să spele bani și să facă căcaturi și tranzacții și speculă. Hai să-mi dea și mie mafia ceva Vă știu eu să da, exact. cu oare mele um, Faza e că m-am uitat și eu pe Artwork-urile de pe OpenSea Să vă și eu ce se vinde ca NFT și sunt niște mizerii Absolut, au avut Dan să un thread Extraordinar despre cum Pe lângă faptul că Nimica nu le face unice sau originale decât faptul că ai o hârtie care se zice de autenticitate. Da. atât de self-referential, toată arta de pe NFT este despre NFT-uri. Este uh, Ethereum Girls și logo-ul de Ethereum, dar randat, nu știu cum, în 3D. E, e foarte self-referential. Nu este artă despre ce vrei tu. Nu e un peisaj, nu e un, uh, un model 3D. Nu, e doar... E, e artă pe NFT despre NFT-uri și despre cripto. pentru uite, că asta e comunitatea, e o chestie foarte închisă și foarte obsedată de, de sine mă uit, însăși. Mă uit și la modele, uh, unul care chiar a fost uh, cumpărat, văd că este aici, apare ca fiind uh, cineva abiduit pentru el, e un model 3D, e ok, dar ce face NFT? It's just stupid, e un model 3D, am văzut NFT modele la este... fel de bune care sunt cumpărate tradițional ce face NFT este că primești o, o bucată de text care zice că tu ai uh, dreptul pe, au, nu ai niciun gar drept, că tu deții copia autentică. A, Atât. ok, atâta. Deci nu Atât, poți da un judecată creatorul Înt... că el postează mai departe po. Poate, nu oprește absolut nimica. Adică poți să interzic lui accesul la ea? Nu. Nu, te. Mă pe el, Eu pot să mintui de 3 sau 4 ori și să vând o certificate să... de autenticitate. Am văzut că pot să mintui. E, e complet legit. E, o, e, e snake oil, e o tâmpenie, e o bulă. Deja au picat nft în cap de când uh, și lumea încă insistă că a, nu, viitorul, au picat piața în Dimuhal. Mă bucur că e încă un commodity trading. Absolut. E doar e-larping. Care... E, e, larping și... e commodity trading jentoar, e the worst kind. Adică, înțeleg măcar nu știu, crește prețul la homard. Ca it's, it's a commodity pentru noi aici Asta <laughs> e virtual Totul. Nu e afectat de scarcity, de în fine, nu mă afectează cu nimic, nu știu, mi se pare așa. Da, ok, este niște impact ecologic, sure. Este. Nu e cel mai rău, nu e de, nici de departe cel mai nu Nu e cel mai rău, da, e. Sunt niște oameni care se joacă de a colecționarii de artă, efectiv, cu, cu banii de monopoli pe care au cumpărat în 2010, puțin ce am valorează mult. Am mai zis asta pe podcast cu un concurs de StarCraft care avea premii de consolare de 300 de Bitcoin, acum nu știu câți ani. Ah, da, 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 cred că ai zis. Și cineva a câștigat și la ceva da. de premiu. Da, da, 300 de bitcoin. <laughs> 300 de bitcoin? <laughs> cumpărai, îi cumpărai chiloții lui Bezos de bani aia. Cred că și Cred că și eu am zis povestea asta, dar experiența mea cu oamenii care au investit Early Adopters în Bitcoin este, în no particular order, am avut 5 Bitcoin, dar mi s-a ars hartul, am avut 5 Bitcoin, dar nu mai știu parola de la wallet, am avut 5 Bitcoin, dar în 2011 mi-a hackuit cineva wallet-ul și mi-a furat, chestii de genul ăsta. Like, efectiv știu oameni care s-au băgat Early Adopters și până în momentul în care au devenit valoroși, ceva s-a întâmplat și nu mai au acces la banii ăia, mă rog, la bani, la cod, la wallet. 12 milioane de euro test de Bitcoin. Amazing. Fula mea. Sper că, sper și-a cumpărat o gumă turbo cu toți 300 A comandat atunci. o pizza. Da. <laughs> da. Vai ce știe. De, mă, mă dezgustă. E ok. E ok. A, să mai joc niște Hitman O să nice. I'll, take it up, uh, I'll take it out On the virtual uh, rich man. <gir> Bă, trebuie să termin Wasteland 2 Doamne cât de lungă Doamne, <gir> e Doamne, te joci într-una Lumea nu știe Dar ești constant în Wasteland 2 Și mă gândesc Oare cât content mai are jocul ăla Pula mea că E foarte mult content este... Cândva <gir> vom vorbi despre el o oh, doamne, mi-e frică <gir> ne, ne, vedem la episodul de 5 ore De podcast Ea. în care Paul vorbește despre Wasteland 2 Până atunci mai voi de ce mă joc O să văd săptămâna pe stream. Uh, pentru cine nu știe, avem streamuri de marți până joi. Da. Tu ce te joci, de la pe stream? <laughs> să pun asta? Păi am așa, am o testanță de vineri de, Margaret, de, de Thatcher's Tech Base, care e un mod okay. de drum în care o omorâm pe Margaret Thatcher, very wholesome, very nice. nice. Uh, și uh, în rest o să jucăm în continuare Horny Bayonetta 2 uh, și uh, San Andreas. Keep yes. on going! Ai terminat a... of Fortune 2 you? Uh, nu, m-am băgat picioarele, de ah, E okay. oribil ca stream și I wasn't having fun, people weren't having fun. Ok, Fuck it. am înțeles. Fața următoarea, că în San Andreas urmează părțile alea în care Mm -hmm. trecem în The Meet în San Fierro și după aia e posibil să ajungem și în deșert. Nice! Yeah. vedem pe James Woods. Eu, eu mai știu ce... Ideea e că sunt între jocuri momentan. Mm -hmm. Mă gândesc dacă să joc ceva din chestia care a fost redeemed uh, pe stream. Am două zile să duc asta. Poate mă apuc de Unbound, Worlds Apart, la românescu. Ai putea să faci alt redeem, power. Ai putea alege eu să faci alt Aș redeem. putea și mai este un redeem care stă acolo și uh, o, să mă gândesc și la ăla. Ok, din. Da, să pregătești pachetul, te rog. Îți pregătesc pachetul, pachetelul, îți dau mai ok Da, fă-mi, te rog, pachetelul Să fie pregătit, da Exciting deci ne găsiți de marți până, până joi pe Twitch, acolo ne jucăm chestii live. Marți până vineri, nu marți până joi. Mm. Suntem aproape în fiecare zi acolo. Yeah. Sâmbătă apare un episod din Dragon Age-ul nostru, acolo ne, acolo facem long play, vorbim despre chestii, vorbim despre chestii interesante și importante, mai puțin Dragon Age, mai mult chestii importante pentru noi. Ce am vorbit uh, la ultimul episod? Am vorbit despre tot felul de termeni din uh, academici din sfera de social justice care ajung denaturați în spațiul public. Am vorbit despre uh, capodopera Lemon Stealing Horse cinematografică și despre cum uh, mă pe bine că nu dai tu context la chestia nouă. Da, da, da Așa. și, uh, și uh, despre, despre cum uh, Grimes uh, se joacă cu teme pe care nu înțelege. Așa, da, și Grimes, Grimes și socialismul. Da. Deci da, cam, cam, asta, cam asta se discută la Dragon Age. Mai avem două sau trei episoade și din Dragon Age Awakening și după aia ne apucăm de Mass Effect 2 Remastered. Yes! the good message. Dar despre toate astea și mai multe puteți afla pe Twitch, unde ne găsiți pe canalul Joc și Vorbe. Acolo facem streamuri săptămânal de marți până vineri. Ne găsiți pe YouTube la Joc și Vorbe 14 16. Acolo punem long uri punem arhivele streamurilor și punem chiar și acest podcast. Podcastul îl găsiți la All Vorbe pe SoundCloud, Spotify, iTunes și oriunde ascultați podcasturi pe orice aplicație preferați. Ne găsiți pe Facebook și Instagram la Joc și Vorbe. Ne găsiți pe serverul nostru de Discord. Nu pot să vă spun URL-ul, dar puteți să-l găsiți în descrierea oriunde ați fi. Dacă vreți cumva să ne dați bani, aveți o grămadă de modalități deja. Ne puteți da bacșișuri live în timpul streamurilor, ne puteți da subscribe pe Twitch, ne ajută foarte mult, ne ajută să punem mai multe emoturi. Ne puteți da un tip one time pe coffee.com slash joc și vorbe și dacă vreți să ne susțineți lunar, ne puteți da și pe patreon.com slash joc și vorbe. Vă mulțumim, apreciem foarte mult. Nu este obligatoriu și vă mulțumim pentru de și când aveți ghinion, ne găsiți și unde nu vreți. Iată! Haide, trebuie să îmi iau garota și să dau la beregată. Și eu trebuie să, nu știu, să wasteland. Sleep now, Paul! Ciao! Bye!